Unde este ciobul? Haide! Te-am prins! Nu investigai? Te jucai? Bine, mă jucam! Las-o mai moale! Microprocesoarele nu au nimic în comun cu cioburile. Acum, dacă mă scuzi, trebuie să fiu cea mai bună armură de jad sau nimic nu mai are sens. Nu te cred, Lanjun. De ce trebuie să fii cea mai bună la absolut tot? Pentru că ăsta e scopul meu. Atenție, în spate! Oh, de parcă m-aș lăsa păcălită de... Oh. Ah, ce păcat, ce trist. Chiar nu-l suport pe tipul ăsta. Vezi? S-au terminat orele. Nu se vede nicio urmă de ciob. Trebuie să plec. Pa! Pa! Pa? Fără Boba? Nu vânăm microprocesoare? Doar pa? Jocul ăla chiar a prins-o. I-ai văzut statusul și nivelul? Se joacă de fiecare dată când are ocazia. Sper că nu se va întâmpla nimic rău până nu își scoate capul din joc. E clar că deja a început să dea rateuri. L-am câștigat la tombolă, dar nu știu cum să folosesc un băț pogo. Adică deloc. Ha, o să-mi sucesc glezna. Nu, nu! De fapt, chestiile astea sunt destul de tari. Îmi dai voie? Fă-ți de cap! Încă mă pricep. Cred. Wow! Ești bine, amice? Wow. Nu știam că poți sări atât de sus. Wow. Păi, nu poți! Ajutor! Ține asta! Te lovesc cu dinamită! Păi, cu are dreptate! Un joc nu te poate învăța kung fu! Să revenim la ce făceam! Scuze! Sunt atât de aproape să câștig! Mai am nevoie doar de câteva obiecte rare. În timpul antrenamentului nu trebuie să te lași distrasă de aparate. Le pot face pe amândouă. Am mai auzit asta. Destul e destul. Dă-mi-le înapoi, Shenhua! Testoasă rea! Chinlan, bala sus! Asta da antrenament, nu vreo simulare. Piloții de curse fac antrenamente virtuale. Piloții de avioane au simulatoare de zbor. Chiar și așa, am impresia că acești piloți cu siguranță dorm suficient. Bine, mă voi culca mai devreme. Fericiți?